Mamă, ce lumină bună! Lumină bună, bună, bună! Este ora 2:54. Astăzi ar trebui să vină proprietara să știe penizele, adică banii pe chirie și chestii din astea. Și înainte să vină, mă gândeam să fac un video, că e așa bună, uite, să-i dau bani. Cam așa arată. Vreo 10.000 de corane în lei, nu știu cât vine, dar astăzi vreau să vorbesc despre bârfă, că este un subiect așa fain. Și nimeni nu bârfește mai bine decât cehii, care pur și simplu vin lângă tine, te mai arată cu degetul și pur și simplu, mamă, chiar e faină lumina, pur și simplu îți dai seama, stau așa, pur și simplu îți dai seama că vin și vorbesc despre tine. Dacă te mai arată și cu degetul, e clar că... Și ca să... Ceea ce oamenii nu-și dau seama, e bine, eu și Monica și sora ei la un moment dat, uite, mi se vede nasul în umbră. Așa, am făcut poreclă cam pentru toți angajații pe care îi avem, adică nu noi, care sunt în hală și... Când vorbim despre ei, vorbim cu anumite porecle, cum ar veni. Și nu-ți dai seama că vorbim despre ei și nu-i arătăm cu degetul. Dacă e pur și simplu să-i arăți cu privirea, să zici cu, uite ăla, ăla, sau ăla. Na. Bun. Eu mi-am scris toate porecle, mă gândeam la toți angajații, la toți angajații din hala unde lucrăm noi. Și o să fie enumăr. Ca să vedeți ce tărășenie a ieșit. Pe mulți dintre ei chiar am uitat și eu. Frații urlători. Sunt doi tipi care urlă groaznic și de acolo au venit frații urlători. Pe unul îl cheamă, na, l-am poreclit Tarzan și pe celălalt nu mi-amintesc. Așa. Portocale, mandarin, cel de sus, vă dați seama cine. Așa, nenea cu trei nume. Continuăm. Poleita, Polena, aștia să mamă și fică. Gogoșaru, țiganul verde. Ce mai? Așa, girafa, asta e o femeie care îi dă. E dă, rău de tot e dă. Dar e înaltă. Așa, cipcirip, războinica, rockerul, aici sunt doi. Rockerul și rockerul pletos. Vladimir, deși pe el nu-l cheamă Vladimir, dar doar eu îi zic Vladimir. Și, mă rog, nu neapărat. Așa, prelata și cel mai bun, screlozatul. Uite, ceva de genul meu. O conversație dintre noi decurge ceva de genul așa. O zis cel de sus că nenea cu trei nume, Poleita și screlozatul, merg acasă. Nu că o zis, dau un exemplu, uite o zis ăla, că uite ăia doi se nu știu ce. Nu. Că nu vorbim așa și multă lume își dă seama când îi spui pe nume. Așa că, mă sper că nu ai de gând să-mi apari în cadru. Bine, nu filmează în zona aia, dar în fine. Și cam atâta. Deci, când vreți să bârfiți, găsiți, frate, o poreclă bună și când bărfiți, nu vă uitați la ei. Sau mergeți acolo. Mamă, ce lumină. Mergeți acolo lângă ei și uite ăla au făcut aia, uite ăia doi și o trag. Ce limba ascuțită am aici în umbră. Bun. Acestea fiind spuse. Aștept să vină proprietara să mă sune, să-i dau banii. Și după aia mâncăm și ieșim afară, că e așa o vreme super bună. E soare. Nu zic o să vede. Ce-o frumos am, nu? Atât. Nu uitați de dat un like, un share și să vă abonați la acest canal. Pentru că urmează și restul de materiale. Cum mă, că nu te filmezi.
Ai plecat? Bine, mulțumesc. Ce vreau? Da, nu uitați să vă spuneți opinia, nu, să vă lăsați opinia. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, ca să-mi dați seama. Dacă dai un like, înseamnă că ți-a plăcut. Dai un dislike, înseamnă că clipuri din astea nu o să mai fac. Sau nu? Așa. Nu uitați să dați share pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, Snapchat, dacă se poate. Pe ce vreți voi? Acestea fiind spuse, am ajuns la 5 minute. Asta e clipul. Baftă la bărfit și nu uitați să bărfiți cu cap. Sau nu?